respectează trupele, împăratul avea astfel de trimiși imperiali care aveau, erau investiți direct cu autoritatea imperială. Vedeți aici, în prim plan, Signitul, cel care poartă semnul legiunii, avem legiunea 13-a genia, de la care a staționat mult timp la Alba Iulia și care are pe labrarul de acest însemn lemn. Da, strigă zeul lor suprem, Jupiter, zeitatea umană supremă, mișcări cu Gladius, această spadă dreaptă a legionarilor. Vedeți totodată două tipuri de armuri, lorica segmentată, cea formată din segmente, și lorica hamata, cea formată din zare. Pe cap au coifuri. La un moment dat o să vorbim de armele dacice și de stricăciunile pe care le-au făcut armele dacice romanilor. Comenzile se dau în limba latină. Vedeți? Înaintează luptând, se retrage. La loviturile, unde să lovească, pe dedesubt, pe deasupra, îi pedețește când greșesc, îi lovește două lovituri, dar și care în luptă era direct lângă mine pentru a-mi transmite comenzile. Nu aveam sonorizări pe atunci. Și atunci, dacă ridica sau dacă mișca într-un fel acest steag, la Alba Iulia am încercat un lucru, să vedem dacă ne iese și la Cugir, două ridicări de dracone să însemnau aplauze. Da, aproape că ne ieși și aici. Mulțumesc. Deopotrivă avem purtătorul steagului nostru al grupului de reconstituire istorică Singidava. Vedeți acest coif flancat de două pumnale de tip Sica. Coiful port eu pe cap, pumnalul, unul dintre ele, îl port la brâu. Sunt descoperite aici pe cetatea de la Cugir în cadrul cercetărilor arheologice din anul 1979. De altfel, Cugirul, situat istoric, situat pe palier cronologic, din punct de vedere istoric, este o cetate extrem, extrem de timpurie. Am putea să lovească, dacul cu arma îi reteza mâna. De aceea au luat manica, această mânecă din solzi de metal, luată de la gladiator și au implementat-o în timpul celui de-al doilea război dacic, după ce s-au întâlnit în primul război cu armele dacilor. Deopotrivă, în coi...
frumos ele, dar singitavei, este o...